Frați și surori, vreau să citesc un cuvânt din Scriptură. Nu cu multe zile în urmă am sărbătorit un moment important din viața Domnului Isus și anume botezul în apă. Și vreau să citesc acum câteva cuvinte din Evanghelia după Matei, capitolul 4, despre un alt moment important din viața Domnului Isus Hristos și anume ispitirea în pustie. Capitolul 4 din Evanghelia după Matei, capitol, capitolul 4, deci începând cu versetul 1 și până la versetul 11, pagina 925 în Biblie. Matei, capitolul 4, începând cu versetul 1. Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a pustit 40 de zile și 40 de nopți, la urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și a zis, dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Drept răspuns, Iisus i-a zis, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci deavolul l-a dus în Sfânta Cetate, l-a pus pe strașina templului și a zis, dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris, el va porunci îngerilor săi să să vegheze asupra ta, și te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. De asemenea este scris, a zis Iisus, să nu spitești pe Domnul Dumnezeul tău. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățile lumii și strălucerea lor și a zis, toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă satanul, i-a răspuns Iisus, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să-i te închin și numai lui să-i slujești. Atunci diavolul l-a lăsat și deodată au venit la Iisus niște îngeri și au început să-i slujească. Amin. Veniți să ocupați locurile. Dacă în această dimineață, frați și surori, am avea curiozitatea sau preocuparea să ne răscolim istoria vieții noastre, fiecare dintre noi am descoperit acolo, în istoria vieții noastre un moment sau mai multe momente cruciale. Momentul crucial în viață este acel moment în care luăm o decizie care ne poate duce pe un drum sau pe un alt drum. Un moment în care luăm o decizie care ne poate marca destinul nostru cel veșnic. oară, în viața lui Avram. Momentul crucial, sau unul dintre momentele cruciale, a fost atunci când Dumnezeu l-a chemat și el a lăsat țara lui, casa lui și a pornit într-o călătorie. Din momentul acela, Avram începe să fie străin și călător, locuiește în corturi și a așteptat cetatea aceea care are temelii veșnice, care e făcută de Dumnezeu. A fost acesta un moment crucial sau nu a fost? În viața lui Moise, un moment crucial a fost atunci când Dumnezeu l-a chemat și a zis vreau să te trimit în Egipt. Și Moise a acceptat, a luat decizia într-un final să meargă în Egipt. A lăsat viața tihnită, liniștită de acolo din Madian și a pornit spre Egipt. În viața lui Saul din Tars, momentul crucial a fost atunci când pe drumul Damascului Domnul Iisus din cer îl oprește, îl trântește de pământ și omul acesta de acolo de jos zice, Doamne, ce vrei să fac? A fost acesta un moment crucial sau nu a fost, dragii mei? I-a decis momentul acesta drumului în viață, destinul veșnic, dacă vreți. În viața mea, unul dintre motivele sau dintre momentele cruciale a fost momentul acela în care am decis să mă consacru de plin slujirii lui Dumnezeu am lăsat ce făceam înainte, alte lucruri, pentru că n-am rezistat unei presiuni untrice pe care Dumnezeu a pus-o aici în ființa mea și am decis în acel moment crucial să mă dedic slujirii lui Dumnezeu. Poate vă mai spus când m-am dus să închei contractul de muncă, lucram atunci la depoul de locomotive să-mi fac lichidarea, maestrul a rămas surprins și a zis da, ce faci, de ce dai lichidarea? Era în 84. I-am zis mă duc la seminar. Și mi-a spus maestrul acela următoarele cuvinte. Moldovene, faci cea mai mare prostie din viața ta. Voi pocăiți n-aveți niciun viitor în țara asta. În 84. Dar a fost momentul crucial când am decis și m-am dus pe drumul acesta în viață. Și uneori mă întreb, dacă n-aș fi decis în momentul acesta asta, pe unde ar fi mers drumul vieții mele? Ei, dragii mei, spun toate acestea pentru că Ispita este un moment crucial în viață. Felul în care o gestionezi, răspunzi, decizi. Îți poate marca drumul în viață și îți poate marca destinul veșnic. Ma, dragii mei, vreau să vă întreb. Când Adam și Eva au stat în fața ispitei, Genesa capitolul 3, a fost momentul acela un moment crucial pentru Adam și Eva? Sau nu a fost? Le-a decis momentul acela sau hotărârea pe care au luat le a luat-o, le-a decis drumul în viață. Cum va fi viața lor mai departe? Sigur că Dumnezeu a venit și a scos iar zvârâi din grădina Edenului și a zis trudiți și munciți și câștigați-vă pâinea cu sudoare. A fost un moment crucial. Domnul Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu coboră din cer în această lume, trece prin această experiență a ispitirii, dragii mei, și a fost un moment crucial pentru felul în care Domnul a gestionat ispita asta. Vreau să vă întreb, sunteți deja oameni mai tine și mai în vârstă, dumneavoastră ați fost ispitiți vreodată în viață? Ce ziceți? Zice Sfânta Scriptură despre Domnul Iisus Hristos că a fost ispitit în toate felurile ca și noi, dar fără păcat. Adică înseamnă că noi oamenii suntem ispitiți în toate felurile. Nu este scutit nimeni de a sta într-o zi în fața ispititorului și în fața ispitei și în momentul acela este un moment crucial. Ispita este o provocare de a face ceva ce știi că nu-i voie să faci. Bun, oară, cineva este ispitit să fure. Știți oameni de felul ăsta? Știți sau nu știți? Ei știu că nu-i voie, că nu-i bine să furi. Dar sunt ispitit să fure și chiar fură, se uită în stânga, în dreapta, mai puțin se uită în sus să vadă dacă, să-și aducă aminte că-i vede Dumnezeu, să nu-i vadă ceva dintre oameni. Și cedează ispitei. Știu că nu-i voie. Ispita este această provocare de a face ceva ce știi că nu-i bine, că nu-i voie și în, în cazul nostru la creștinilor că este împotriva voiei lui Dumnezeu. Și ispita asta poate avea loc, poate, poate fi experiența vieții în orice loc. Știți, Adam a fost ispitit într-o grădină în mijlocul abundenței. Era o mulțime de pomi și a zis Dumnezeu Poți să mănânci după plăcere din toți pomii. E abundență. În mijlocul abundenței a fost ispitit. Domnul Isus Hristos a fost ispitit unde? În pustiu, în mijlocul lipsurilor. Nu avea pâine, trebuia să, zicea, deavolul poruncește pietrele să se facă pâine. Era lipsă. Poți fi ispitit în belșug și poți fi ispitit în, în, în lipsă. Să nu credeți că numai oamenii sărați sunt ispitiți sau numai cei bogați. În orice circunstanță de viață. Poți fi ispitit sau ispita poate avea loc, dragii mei, uneori, în momente culminante ale vieții, dacă vreți, speciale ale vieții. Știți când a fost ispitit Domnul Iisus Hristos? Știți? Felul în care noastră, vă uitați așa, îmi dă impresia că nu știți, deși eu cred că știți. În momentul în care a ieșit din apa botezului, Duhul lui Dumnezeu a venit peste el și din cer s-a auzit acea voce, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Era asta un moment culminant în viață, să vină Duhul lui Dumnezeu, să, să umple, să, să rostească Dumnezeu din cer. Cuvintele acestea extraordinare, este Fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Sigur. Poți fi în momente de culme spirituală, dacă vreți, sau poți fi ispitit în momente de uh, vulnerabilitate. Atunci când ceva lipsește. De ce credeți dumneavoastră că Diavolul s-a dus la Dumnezeu și a zis uh, dă-mi pe mână. Știu ce am să fac. Uh, și i a luat averea, i-a luat copii, i-a luat sănătatea și în momentele acestea de vulnerabilitate maximă, Diavolul zicea: cu siguranță o să cedeze, o să-L blasteme pe Dumnezeu. E, dragii mei, vreau să predic în această dimineață despre ceva ce m-a frământat în aceste zile și anume că în aceste momente cruciale ale vieții, și -o spuneam, ispita este un moment crucial, trebuie să ne punem niște întrebări esențiale. Acesta este titlul mesajului. Întrebări esențiale pentru momente cruciale. Fiecare dintre noi, când suntem încolțiți de ispită, când stăm fața noastră ispititorul cu una mai mare sau mai mică, un domeniu sau alt domeniu, trebuie să ne punem aceste întrebări esențiale. Pentru că dacă răspundem corect la aceste întrebări esențiale, dragii mai putem fi biruitori în numele Domnului nostru Isus Hristos, putem să biruim ispita, că la asta ne cheamă Dumnezeu. Prima întrebare esențială pe care trebuie să o punem, dragii mei, în momentul acesta crucea care este ispita, este următoarea. Cine sunt eu cu adevărat? Cine sunt eu cu adevărat? Dragii mei, poate mereu am spus în ultima vreme despre subiectul acesta, despre identitatea noastră. Pentru că impresia mea, dragii mei, este că prea puțin ne orientăm spre identitate. Cine suntem noi din punct de vedere spiritual? Cine suntem? Știți că Sfântul, uh, Apostolul Ioan, în, în Evanghelistul Ioan, în, prima, uh, în, în, primul capitol, spune așa, că Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos în această lume, a venit, s-a întrupat, a locuit printre noi plin de hal și de adevăr și ne-a dus un drept. Când a coborât din cer, Fiul lui Dumnezeu ne-a dus un drept. Știți care este dreptul acesta? Să ne facem copii ai lui Dumnezeu. Și Apostolul Ioan zice, și suntem. Suntem copii ai lui Dumnezeu. Și când stau în fața ispitei, când vine și mă încolțește din toate părțile, trebuie să-mi pun această întrebare. Cine sunt eu cu adevărat? Uitați-vă, știți de ce trebuie să pun această întrebare? Frații și surori, știți? Pentru că în ispita aceea care mă izbește năprasnic, ispititorul va încerca să pună sub semnul îndoielii identitatea mea spirituală. A zis către Domnul așa, dacă ești fiul lui Dumnezeu, dacă ești fiul lui Dumnezeu, ori tocmai mărturisise Dumnezeu din cer, acesta este fiul meu prea iubit. cu această identitate, dragii mei, confirmată de Dumnezeu din cer a fost dus de Duhul în pustie să fie ispitit. Și diavolul vine și țintește în această identitate, dacă ești fiul lui Dumnezeu. Vi s-a întâmplat vreodată, dragii mei, în momentele cruciale ale vieții, să stați în fața acestei întrebări, oare chiar sunt copilul lui Dumnezeu? V-ați frământat cu această întrebare? V-a chinuit vreodată întrebarea asta? Mă duc la biserică și încerc să mă duc cât se poate de des, de frecvent la biserică. Ba mai fac o slujbă în biserică. Îmi. Bă rog, acasă, citesc scripturile, încerc una sau încerc alta și am ajuns în această situație de viață. Oare chiar mai sunt copila lui Dumnezeu? V-ați pus această întrebare vreodată? V-ați frământat? Că vine diavolul să spună, dacă ai fi copilul lui Dumnezeu. N-ai trece prin ceea ce treci, nu te-ai confrunta cu ceea ce, ce, te confrunți. Și ai nevoie de o confirmare că ești copil al lui Dumnezeu. Ca asta a spus diavolul aici, ești, dacă ești fiul lui Dumnezeu, confirmă lucrul ăsta. Poruncește Pietru să facă pâini. Ai autoritate, confirmă că ești fiul lui Dumnezeu. Poruncește, dragii mei. Așa a spus diavolul vreau să vă întreb, în acestea când vă frământați cu această întrebare, oare sunt sau nu sunt copilul lui Dumnezeu? Aveți nevoie de o confirmare sau nu aveți nevoie de confirmare? Când se frământă mintea, când se uită la circumstanțe, la împrejurări, la ispită, la situațiile complicate, furtunile care bat, și vine diavolul cu această întrebare: Oare ești fiul lui Dumnezeu? Ai nevoie de o confirmare? Să știți sigur, sunt copilul lui Dumnezeu. Și întrebarea mea este: De unde primește această confirmare? De unde? Dragii mei, vreau să vă spun, adevărata confirmare vine din cel puțin două locuri. Vine de la Dumnezeu, din cer. Că în cazul Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu din cer a zis, acesta este Fiul meu prea iubit. Bine zice dumneavoastră, dar pentru niciunul dintre noi nu s-a deschis cerul să strige Dumnezeu din cer. Ăsta e Fiul meu prea iubit. Dar știți ce spune Sfânta Scriptă în roman? De ce meri? Duhul, Duhul lui Dumnezeu, adeverește împreună cu Duhul nostru. Că suntem copii ai lui Dumnezeu. E confirmare sau nu e confirmare? Când Petru a fost tras la răspundere de către cei de la Ierusalim, de către liderii bisericii de la Ierusalim, cum de a intrat, era iudeu, era încă regula asta să nu te apropii de cei care sunt dintre neamuri, cum de a intrat în casa unuia dintre neamuri, adică în casa lui Corneliu, a zis Petru așa, cine eram eu să mă împotrivesc? Când Dumnezeu, a mărturisit despre ei, dându-le Duhul Sfânt ca și nouă la început. Adică Dumnezeu a confirmat că sunt ai Lui Dumnezeu, chiar dacă dintre neamuri. Deci e această confirmare care vine de sus. Și dragii mei, este o confirmare care vine din viața noastră. Știți ce confirmă în viața noastră că suntem ai Lui Dumnezeu? Ascultarea noastră de Dumnezeu. Dacă mă iubiți, zicea Domnul, veți păzi poruncile mele. Sau când stă Domnul în fața, în fața iudeilor și vorbește cu ei și ei se laudă, noi suntem sămânța lui Avram, a zis Domnul Iisus Hristos, dacă ați fi fiul lui Avram, ați face faptele lui Avram. Și ducându-mă cea, în cealaltă direcție, dacă ați fi copiii lui Dumnezeu, ați face ceea ce cere Dumnezeu. E confirmare, dragii mei, sau nu e confirmare? Deci, dragii mei, trebuie să-mi pun în fața ispitei această întrebare. Cine sunt eu cu adevărat? Pentru că acolo, în, în aceea, diavolul încearcă să pună sub semnul îndoielii identitatea mea. Dar mai este ceva. Trebuie să-mi pun această întrebare, pentru că eu trebuie să răspund ispitei după identitatea spirituală pe care o am adică să gestionez ispita, să mă port în fața ispitei ca și un copil al lui Dumnezeu. Nu-mi pot permite să stau în fața ispitei și să iau decizii, să răspund altfel decât ca un copil al lui Dumnezeu. În cazul Domnului Iisus Hristos, ca și cum el este fiul lui Dumnezeu. Uh. Vă mă rog, Domnului, să ne binecuvinteze pe toți. Să ne dea Dumnezeu această, această putere. Când stăm în fața Ispitei, să punem această întrebare. Cine sunt eu cu adevărat? Și să răspund Ispitei ca un copil al lui Dumnezeu. Ca să nu-l dezamăgesc pe Dumnezeu niciodată. În al doilea rând, a doua întrebare pe care trebuie să o punem în fața Ispitei, dragii mei, o întrebare esențială, este următoarea. A cui lucrare aleg să o fac? Acum, cred că sunteți conștienți că Domnul Isus Hristos a venit în această lume să facă o lucrare. Și întrebarea este a cui lucrare? Lucrarea lui Dumnezeu, nu? El a venit în această lume ca să nimicească lucrările diavolului și să facă lucrarea lui Dumnezeu. Ei, noi suntem în această lume, dragii mei. Și întrebarea este, avem noi vreo lucrare de făcut în această lume? Și dacă da, a cui lucrare o facem? Că pot face lucrarea mea? Chiar într-o biserică, fac lucrarea mea. Pot face lucrarea diavolului că mă împinge el de la spate, pot face lucrarea lui Dumnezeu. Nu? Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, când a stat în fața acestei ispitiri și în fața acest, acestui ispititor, a, și-a răspuns la această întrebare: Sunt în această lume să fac lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că dacă ar fi răspuns provocărilor diavolului, dragii mei, n-ar mai fi făcut lucrarea lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că ar fi lucrat sub o altă autoritate decât lucrarea lui Dumnezeu. Decât autoritatea lui Dumnezeu. Pentru că diavolul i-a spus, fasta, asta, fasta, asta, fă asta, poruncește, aruncă-te, închină -te! fă lucrările astea. Ei, dragii mei, când, când faci ce-ți spune altcineva, acel cineva are cel puțin pentru momentul acela autoritate peste tine. Tu asculți de ceea ce spune acel cineva, în cazul ăsta de avolul. Ei, dar Domnul a venit în această lume și a zis, eu am venit să fac, nu voia mea, ci voia Tatălui meu care este în cer, adică să ascult de El, nu ce îmi spune. Știți că în viața Domnului Iisus Hristos au fost provocări venite de la oameni să facă ceva ce îi spun oamenii. Știți asta? Au venit, la un moment dat, poate am mai spus nu de mult lucrul acesta, au venit să-i ceară un semn din cer. Fă semn, fă un semn să cunoaștem cine ești, să credem că ești de la Dumnezeu, că ești Fiul lui Dumnezeu. Adonă, n A Domnul n-a -a răspuns acestei provocări, n-a venit să facă lucrarea oamenilor. În altă parte spune Sfânta Scriptură că au venit să-l facă cu sila Împărat. El n-a venit în această lume să fie un împărat pus de oameni, nici măcar un împărat pus de diavolul, că a zis: Diavolul închiră-te și îți dau împărățiile lumii, te fac cumva stăpâni peste lume. Dar el n-a venit în această lume să facă nici lucrarea oamenilor, nici lucrarea diavolului. A venit să facă lucrarea lui Dumnezeu. Câți dintre noi de aici, din această sală, suntem conștienți? că suntem aici să facem lucrarea lui Dumnezeu. Și întrebarea pe care să ne punem de câte ori am făcut lucrarea celui rău? Sau lucrarea oamenilor? Că nu trebuie să vii la învon să faci lucrarea lui Dumnezeu. Că poți și de aici să faci lucrarea celui rău. Ci trebuie în fiecare zi să fii conștient că răspuns provocărilor lui Dumnezeu, nu provocărilor oamenilor, sau provocărilor celui rău, ci faci ce îți dă Dumnezeu să faci. Dumnezeu din ce o să ne binecuvinteze. Dacă ar fi lucrat după cum i-a spus diavolul, ar fi lucrat după o altă autoritate sau sub o altă autoritate, nu după autoritatea lui Dumnezeu. Și, dragii mei, ar fi făcut o lucrare care să-l împlinească pe sine. A zis diavolul, poruncește acestor pietre să se facă pâini. Dar de ce să se facă pâini? Cu cine trebuia să împarte el pâinile acelea? Nu? Erau pentru sine, nu? Era flăm, 40 de zile postise Domnul. Și acum era flămând și a zis diavolul, fă lucrarea asta pentru tine. Mă, dragii mei, vreau să vă întreb. Ați găsit în Scriptura asta, în cartea asta lui Dumnezeu, pe care cred că o citit, ați găsit? Un om chemat de Dumnezeu și echipat de Dumnezeu să folosească echiparea asta de la Dumnezeu pentru sine, ați, ați găsit? Putea Domnul să poruncească pietrelor să se facă pâine? Putea sau nu putea? Când a fost în grădina Ghețiman și au venit ostașii și Iuda l-a trădat. Deci, mei, putea Domnul Iisus Hristos să riposteze și să să-i culce la pământ cu o suflare pe o sașă aceea care au venit. Putea să facă lucrul acesta. Să scape. Sau zicea că de Petru Petre pune sabia în teacă. Crezi că n-aș putea să rog pe tatăl ce să-mi trimită mai mult de 12 legiuni de îngeri. Adică să-mi folosesc poziția pe care o am să mă împlinesc pe mine să-mi rezolv eu problema mea. N-aș putea să fac lucrul acesta. De ce mei, Domnul Iisus Hristos n-a venit în această lume să folosească chemarea și înzestrarea și echiparea, dacă vreți, pentru sine, ci pentru slava lui Dumnezeu și pentru binele oamenilor. Cum vreau să întreb, credeți că noi suntem chemați să facem o lucrare pentru Dumnezeu și pentru semeni sau să o facem pentru noi? De aceea trebuie să ne punem această întrebare esențială în fața Ispitei. A cui lucrare aleg să o fac? Lucrarea mea să mă împlinească pe mine sau lucrarea lui Dumnezeu? Care să împlinească sau să răspundă nevoilor celor din jur? Știți, când i-au prins pe apostoli și i-au pus la pușcărie, când le-au dat drumul, spune Sfânta la scriptură că le-au le poruncit mai mari de atunci să nu mai învețe pe nimeni numele lui Isus, să nu mai predice numele lui Isus. Oamenii aceștia știau că au o chemare de la Dumnezeu, că trebuie să facă lucrarea pentru Dumnezeu și pentru oamenii care au nevoie de Isus. Nu să facă lucrarea acestor oameni care le interzic să mai predice numele Domnului Isus Hristos. Știți, de foarte multe ori, ascultați-mă bine de foarte multe ori noi facem o lucrare care să ne împlinească pe noi. Predicăm să ne împlinească pe noi. Nu contează dacă ceilalți sunt zidiți sau nu sunt zidiți sufletește. Cântăm să ne împlinească pe noi, cei care cântăm. Nu ne punem întrebarea ceilalți. Sunt înălțați spre Dumnezeu în închinare sau nu? Dragii mei, atunci nu facem lucrarea lui Dumnezeu, facem lucrarea oamenilor. Noi suntem chemați să facem lucrarea lui Dumnezeu. Lucrarea care îi zidește pe ceilalți. Știți că și darurile spirituale, spune Sfânta Scriptură, sunt zidate spre folosul Bisericii. Să zidească spiritual Biserica. Știți asta? Asta spune Sfânta Scriptură. Mai spun încă o întrebare, dragii, mai repede, și apoi închei. A treia întrebare serioasă pe care trebuie să ne o punem în fața Ispitei este următoarea. De cine aleg să depind? De cine? Întotdeauna Ispita poartă în ea o promisiune, o ofertă. Ispita îți sugerează că dacă faci ceea ce îți spune Ispititorul, ajungi să fii împlinit, ajungi să ai ceva ce n-ai avut înainte. Până la urmă, în grădina Edenului, când ispititorul a stat în fața Evei, i-a zis așa, când faci ce spun eu, ajungi ca Dumnezeu. Cunoscând bine și răul. Când a stat în fața Domnului Iisus Hristos, a spus așa, dacă te închin mie, îți dau toate împărățiile pământului. Fiecare ispită poartă în ea o promisiune. Și dacă faci ce spune diavolul, îți sugerează că ai ceea ce nu ai, trăiești ceea ce n-ai trăit, cu alte cuvinte, depinzi de ceea ce îți spune diavolul înainte. Acum, domnul Iisus Hristos, chiar dacă nu e întrebare aici, răspunsul la această întrebare este aici, chiar dacă n-a rostit Domnul, de cine aleg să depind? Răspunsul e aici. Aleg să depind de Dumnezeu. Că a zis așa, pleacă satanul. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu ce? Orice cuvânt care vine din gura lui Dumnezeu. Eu aleg să depind de Dumnezeu, de ceea ce vine de la Dumnezeu. Să știți, surori, e greu să stai în fața ispitei care îți promite împlinire, experiențe. Ai ceea ce n-ai avut. E greu să spui, eu vreau să depind de Dumnezeu. E greu? Știți de ce ar trebui să zicem în fața ispitei, eu aleg să depind de Dumnezeu? Pentru că toate ofertele diavolului sunt minciună. Toate. Eva a ascultat de oferta diavolului și a întins mâna și -a luat. Vreau să vă întreb, a fost spre bine sau spre nenorocire? Ce ziceți? spre nenorocire. Toată planeta Pământ, dragii mei, toată creația, dacă vreți, suferă din cauza acestei decizii. Toate ofertele diavolului sunt minciună. N-ajungi să te împlinești. Pentru că spune Sfânta Scriptură, spune Domnul Sfânt Hristos, El de la început este mincinos. El când spune o minciună, spune din ale Lui. E tatăl minciunii. Și când îți spune că experimentezi asta, nu o să experimentezi, ci doar nefericire peste nefericire. Dragii mei, dar cine decide să depindă de Dumnezeu, se aliniază planului lui Dumnezeu și trăiește împlinirea planurilor lui Dumnezeu. Știți, în Vechiul Testament și cu exemplul acesta vreau să închei, dragii mei, în Cartea Genesa, Spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu și-a pus ochii pe Iosif, unul dintre fiii lui Iacov, i-a făcut niște descoperiri, visul acela cu snopii, snopul a stat în picioare, snopii fraților s-au aruncat la pământ, s-au închinat înaintea snopului, cine putea crede, el cel mai mic sau așa, va ajunge mare. Deci, mei, viața acestui om începe să curgă și ajunge într-un final în temniță pe nedrept, în Egipt. Și într-o dimineață îi vede pe doi dintre, dintre, cei de acolo din temniță, pe Pitaru și pe paharnicul lui Faraon, triști și intră în discuție cu ei. Fiecare zice, am visat tu vis, am eu așa, am eu așa, din cauza asta că nu știm ce înseamnă visul, suntem așa și Iosif zice către Pitar, peste trei zile, faraon o să te dea la moarte. Și spune parnicului, peste trei zile faraon o să te pună în slujbă. Dar ascultați-mă, când să iasă parnicul din celulă, spune așa, pune o vorbă bună pentru mine la faraon, că pe nedrept aici, adică depind de vorba ta bună. De pila pe care o pui tu cumva la faraon. Ca să ies de aici din temniță, că pe drept. Și parnicul s-a dus, l-a pus faraon în slujbă, își ducea viața mai departe și spune Sfânta Scriptură, l-a uitat pe Iosif. Într-o zi, Iosif iese din temniță, vreau să mă întreb, iese din temniță datorită paharnicului sau datorită lui Dumnezeu? Ce ziceți? Datorită lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a pregătit contextul, conjunctura, l-a frământat pe faraon, căuta un om, nu găsea omul. Și dacă Iosif a ieșit din temniță și a fost pus al doilea după faraon, a fost pentru că a depins într-un final de Dumnezeu. Frați și surori, fiecare dintre noi vom ajunge într-o zi, în acest moment crucial al vieții care se cheamă ispita. Nu uitați, cel puțin aceste trei întrebări trebuie să le punem în fața ispitei. Cine sunt eu cu adevărat? Că trebuie să mă comport și să gestionez ispita ca un copil al lui Dumnezeu. A cui lucrare aleg să o fac? Pentru că diavolul îmi va sugera să fac o lucrare. A cui vreau să o fac? A lui sau a lui Dumnezeu? De cine aleg să depind? De oferta diavolului sau de promisiunea lui Dumnezeu și de intervenția lui Dumnezeu? Prog rog, Domnule, să ne binecuvinteze pe toți. Suntem în această lume, dragii mei, ca și prin felul în care gestionăm ispita, să-L onorăm pe Dumnezeu, închinându-ne doar Lui și ascultând de el în toate lucrurile. Vedeți să-mi ridicați în picioare și după tot ceea ce Dumnezeu ne-a dat în această zi și după părtășia ce am avut-o și după cuvântul pus înaintea noastră despre situațiile complicate ale vieții sau despre ispita vieții, să-i mulțumim lui Dumnezeu, să cerem de la Dumnezeu puterea de a depinde în toate lucrurile numai de el. Ne rugăm împreună, Domnului.